FCM Târgoviște a terminat turul de campionat în Liga 3 din Serie A 6, având o evoluție oscilantă. Dacă în unele meciuri elevii lui Gigi Manea încântau prin dăruire, în altele erau de nerecunoscut, în special cei doi atacanți care nu au reușit să marcheze îndeajuns cât să mulțumească staful tehnic. Cu toate acestea însă, evoluția generală a fost apreciată de finanțatorul Gheorghe Zotic. Turul de campionat din Liga a 3-a s-a terminat pe 23 noiembrie. În C6, Municipal Târgoviște a terminat pe locul 7 cu 9 puncte, pe primul loc fiind echipa din județul Brașovului, Unirea Târgoviște cu 22 de puncte. Se consideră că Municipal putea mult mai mult în prima parte a campionatului. Toate cele 5 meciuri pierdute au fost la un gol diferență, iar în atac, Dragnea și Chinofte nu s-au scuturat de povara de ratanții. Pentru că au avut o primă parte de campionat acceptabilă, toți componenții lotului vor fi invitați în acest sfârșit de săptămână să ia parte la o petrecere cu ocazia sărbătorilor de iarnă. După ce am ținut două meciuri amicale, unul la fel cu selecționata Concordia Chiașna și 3 la Cești cu Sportul Studențesc, ambele de stadionul Academiei din Șotânga, turnarii târgoviștene au intrat în vacanță. Sâmbătă, la baza proprie, va avea loc banchetul de sfârșit de an. Fuștii ziariști nu au stat degeaba în această perioadă liberă din punct de vedere competițional. Ei au început să voteze cel mai bun jucător al Municipalului în 2012. În opinia acestora, mijlocașul de 19 ani, Adrian Grigore, a luat cele mai multe voturi. De asemenea, printre remarcați s-a aflat și portarul Zegheru. Între timp, oficialii de la echipa de pe malul drept al Ialomiței, foști antrenori și ziariști, au votat pentru cel mai bun jucător al Municipalului în anul 2012. Cele mai multe sufragii a avut mijlocașul de 19 ani, Adrian Grigore, urmat de Radu Zegheru și Dragoș Cernea. Au mai fost punctați Adrian Căltău și Valentin Enescu.